deschiderea serviciului divin de predicarea Evangheliei cu cântarea 714. Sunt copil de împărat. Sfânt, să binecuvântezi serul pe care îl vei folosi în această dimineață, să binecuvântezi cuvântul, dar și inimile noastre. Să ne ajuți, Doamne, ca și cu această ocazie să putem să te cunoaștem și din dragoste să te putem urma. Amin. Îți mulțumim că încă Evanghelia se mai vestește în lumea aceasta, de aceea te rugăm să ne faci și pe noi conlucrători ai Cristului, tot ce vestea Evangheliei până la capătul pământului. Îți mulțumim că întotdeauna ne-ai ascultat, de aceea plin de încredere ne așezăm la picioarele tale și așteptăm binecuvântarea ta. Prin Domnul Hristos te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Înainte de a mai cânta o cântare, dorim să salutăm în mijlocul nostru pe fratele pastor pe Ioan, care este trezorierul conferinței. Îi zicem un bun venit, când i-ați venit la Maia Mare, la Cântodată. Bine ați venit și așteptăm ca Domnul să rugească dumneavoastră din dumneavoastră. Cântăm cântarea 715 în această zi frumoasă, după care vom asculta. Thank you.
avem niște momente plăcute pe care să le petrecem în preajma Cuvântului lui Dumnezeu. Am înțeles că trebuie să am și o povestire pentru copii, drept? De aici se spune sau de jos? De aici? Să auziți. Vă plac povești? Da. Eu am o poveste despre un băiat pe care îl chema Marius. Vă cheamă pe unul dintre voi Marius? Nu, atunci chiar despre Marius e poveste. Câți dintre voi mergeți la școală? Mai țineți minte prima zi de școală? Da. Da? Marius nu o să uite niciodată prima lui zi de școală. Și știți de ce? După prima lui zi de școală s-a întors acasă. Și mama l-a dus la școală, l-a lăsat acolo, era foarte aproape de școală și a zis, știi pe unde să te întorci. Cum să nu, mamă, mă descurc? Cum să nu mă descurc? Și s-a descurcat. A ajuns acasă, a sunat la ușă, mama i-a deschis și când s-a uitat la Marius, să nu-l recunoască. Avea un ochi umflat și o buză așa spartă și fugea puțin sânge de aici. De el tot se tergea să nu-l vadă mama. Dar l-a văzut. Marius, ce-i cu tine? Ce-ai făcut? Și Marius a pus capul în pământ și n-a zis nimic. Și credeți că s-a lăsat mama cu atât? Marius, spune-mi ce-ai făcut! Păi să vezi, mamă, că m-am împiedicat pe scări. Marius, spune adevărul. Mami, te-am promis că nu mă bați dacă îți spun. Mai știți dacă cineva cine spune așa? Da, eu. Bine că nu, da. Și mama zice, nu știu, să văd ce îmi spui și după aceea discutăm. Și a început Mariu să povestească tot exact așa cum a fost. Zice că în pauză, prima întrebare care și-au pus-o copiii între ei a zis, păi, eu pe tine nu te-am văzut la biserică cu mine. Tu unde mergi? Păi, eu sunt pocăit. Tu ești pocăit! Da, sunt pocăit! Și ceilalți copii au început. Pocăitul, pocăitul. Și Marius s-a supărat. N-a zis nimic, a știut că trebuie să se stăpânească. Avea un pix, îl strângea în mână așa cu net, dar s-a stăpânit. A venit ora, s-a liniștit. A venit următoarea pauză. Și în următoarea pauză, mai tare! Mai tare! Pocăitul, pocăitul! Și Marius n-a mai suportat. A pus la Andrei, vă cheamă pe genul Andrei? Nu. S-a dus la Andrei, el striga cel mai tare. Și s-a dus la el și au început să se bată. Și adevărul e că Andrei a cantat 2 puni, dar după aia 2 puni, Marius a fost mai tare. Și așa de bine l-a bătut că la un moment dat i-a prins mâna și a dus-o la spate aici așa. Și a strâns-o tare, tare și știți ce spunea? Ce spunea Andrei? Lasă-mă, lasă-mă, lasă-mă! Și Marius i-a zis, te las cu o condiție! Să nu mai spui pocăitule. Și Andrei ce credeți ce a zis? Nu-ți mai spun, nu-ți mai spun. Nu, nu, nu! Stai să vezi ce s-a întâmplat mai departe! Și mama lui a ascultat și a zis, n-ai făcut tare bine ce ai făcut, nu trebuia să te comporți așa. Și el a zis, mamă, să vezi ce am făcut de acum încolo, chiar și o să-mi zici că bine am făcut. Când aproape să-i las mâna de la spate, mi-a trecut ceva prin minte, zice Marius. Măi, ce-ar fi să se facă și Andrei pocăit ca și mine? Și a luat mâna, i-a dus-o mai tare la spate și i-a zis, n-ai vrea să te faci pocăit ca și mine? Dar cu mâna la spate, bă, da, bă, da, vreau! Și nu mă lasă-mă de mână. Și a zis, o, i-a prins și cealaltă mână. Zis, nu vrei să vii sâmbătă cu mine la biserică? Bă, da, vreau, vin! Mamă, sâmbătă, avem un om musafir la biserică. Și când a auzit, mamă, nu așa, nu așa, nu așa se fac pocăiții. Nu-i forțăm să se facă. Voi, așa faceți. Dar părinții voștri fac voi așa ca să veniți la biserică. Nu? Mă bucur.
M-aș bucura și când o să fiți mari, să nu fie cazul să se comporte într-un fel sau altul ca să vină copiii la biserică. Acum, dacă au să fie adevărul sau nu, asta părinții știu. V-aș invita să deschidem Sfintele Scripturi, pentru că fiind trezorier, v-ați aștepta să vă vorbesc despre ceva, nu? Despre ce v-ați aștepta? Despre bani? Nu o să vă vorbesc despre bani. O să vă vorbesc despre valori. Și dacă pentru dumneavoastră banii sunt o valoare, atunci considerați că am vorbit despre bani. Dacă lucrul despre care o să vorbesc eu aici reprezintă o valoare, considerați că am vorbit despre acel lucru. Și am văzut că ești cea mai comunicativă. Cum te cheamă? Elizabeth, uite, facem o înțelegere. Eu nu o să trec de fix cu predica, dar cu o condiție. Dacă tu faci ce-ți spun eu, ce zici? Faci? Ok. E bine. Așa-i verific pe oameni dacă le place cum predic. Nu, nu fac orice numai să termin înainte de fix. Închizi ochii pentru 2 secunde și deschizi. A fost greu? Nu. Bine, uite. O să termin înainte de fix. Te-ai ținut de cuvânt. Vă invit să deschideți Sfintele Scripturi în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 16. Aici găsim scris așa, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 16. Căci însuși Domnul, cum strigă cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Ați auzit de multe ori textul acesta. Eu personal am predicat de multe ori din textul acesta, dar știți unde am predicat de cele mai multe ori? La mormântare. La mormântare l-am auzit de atâtea ori, l-am spus de atâtea ori ca să încurajez familia, doar o clipeală de ochi. Închizi ochii și îi deschizi. Gândiți-vă fiecare dintre dumneavoastră, dacă ați putea să închideți ochii acum și să-i deschideți. Și în fața dumneavoastră să vedeți pe cine ați vrea dumneavoastră să vedeți. Sau ce lucru ați vrea dumneavoastră să vedeți. Ce ați vrea să vedeți? Nu-mi răspundeți. De obicei, în biserică, suntem așa porniți să răspundem pe Domnul Iisus. Dacă stăm undeva la un rând, să cumpărăm ceva, zicem, vai, ce mult mi-aș dori, numai să închid ochii și să deschid și rândul ăsta să nu mai fie aici. Sau dacă stăm și așteptăm autobuzul, vai, dacă aș închide ochii și numai să fie autobuzul în fața mea. Gândiți-vă fiecare dintre dumneavoastră ce ați vrea să vedeți. Dacă ați avea puterea asta, doar să închideți ochii și când i-ați deschis în fața dumneavoastră, vedeți persoana pe care vreți, lucrul pe care vi l-ați dori. Dacă ați putea să vedeți pe cineva drag, ați dori lucrul acesta. Și acum gândiți-vă la lucrurile pe care le căutați. În fiecare noapte, închidem ochii. E o clipeală de ochi. Îi închidem și dimineața ne trezim. Și printre primele lucruri pe care le facem, ne uităm la ceas. Să vedem cât e ceasul. Că nici nu știm. Am dormit 3 ore, am dormit 4 ore, am dormit 7 ore. Ne uităm la ceas. Să vedem cât e ceasul. Sau la lumina de afară. Să vedem cât e. Care sunt primele lucruri pe care le căutați când deschideți ochii? Am întâlnit oameni care primul lucru pe care îl caută este oportunitate de afaceri. Cum au deschis ochii? Hai de repede să fugim. Cât e ceasă și... Zicea cineva, auzi, frate, dacă m-ai suna să-mi spui că la 1 noaptea vii la mine să ținem un seminar din Scriptură, frate, ți-aș zice, vezi, este treabă, la 1 noaptea oamenii dorm. Dar dacă m-ai suna la 1 noaptea să-mi zici, frate, am o afacere pentru tine, dar numai acum, că dacă, frate, atunci aș veni, n-aș mai sta pe gânduri, că dacă atunci e, dorm eu după aceea. Unii oameni, de cum se trezesc, caută doar oportunitate de afaceri. Alții caută un loc unde să se distreze. Alții caută un loc de muncă. Câte surori nu caută de dimineața, de cum se trezesc, primul gând, ce să fac de mâncare? Și își întreabă soțul, scumpule, ce să-ți fac de mâncare? Și știți răspunsul, nu? Mai ales soții care ei îl dau de fiecare dată. Ce vrei tu? Lasă tot, mă, ce vrei tu? Spune-mi ce să fac. Și le vezi gândindu-se, întrebând într-o parte, în alta, mai ales dacă vine un
safir, ci să facă, să impresioneze, să se comporte într-un fel sau altul și... Și le vezi lucrând de dimineața până seara și undeva, dacă e și bine, soarele aproape de acolo și le vezi grăbindu-se să rezolve și de dimineața până seara s-au gândit doar la o mâncare pe care o pun în față și da, e bună? E bună, e bună. Păi aștept să-mi zici înainte să că... Și de dimineața până seara și-am dat lucrul ăsta. Alte ori, noi zicem când deschidem ochi că am vrea să vedem una sau alta, dar de dimineața până seara căutăm o ținută. Și dacă urmează o nuntă, umblăm de dimineața până seara și pe tocuri, dacă e cazul, și să ne doară picioarele. Când ne-ar durea, că nu e problemă. Ziua următoare o luăm de la capăt, doar să găsim ceea ce vrem noi să găsim. Mă întreb un lucru. În ziua învierii, câte din lucrurile pe care vi le-am amintit le veți mai căuta? Nici unul. Lucrurile acestea în ziua învierii nu au valoare. Atunci când trâmbița aceea lui Dumnezeu va suna, lucrurile pe care vi le-am amintit, fraților, sunt lipsite de valoare. Și atunci de ce? În multe dimineți în care ne trezim, lucrurile pe care le căutăm sunt doar acestea. De ce pentru lucrurile care au valoare în ziua învierii, n-avem timp. N-avem timp. E, dar lăsați că în ziua învierii lucrurile vor fi alte. În ziua învierii ne vom trezi și când ne vom trezi, brusc, ne va interesa mântuirea, ne va interesa să zburăm cu îngeri spre ceruri, casa din ceruri. Nu? Așa va fi. Cum e? Noaptea când vă puneți să dormiți, dimineața când vă treziți, aveți total alte gânduri, sunteți alți oameni, nu mai sunteți oameni poate geloși sau invidioși sau răutăcioși care ați fost seara, dimineața sunteți numai pentru că ați închis ochii și ați deschis. Oare așa stau lucrurile? Să nu credeți că doar faptul că închidem ochii și murim va face ca în ziua învierii să fim alți oameni. Dacă în fiecare dimineață când ne trezim ne gândim la lucrurile de pe pământul acesta, în ziua învierii nu o să ne putem gândi la alte lucruri când vom deschide ochii. Știu ce vei căuta în ziua învierii. Știu ochii tăi înspre ce se vor îndrepta. Dacă ești părinte, ochii tăi îți vor căuta copilul care a investit o viață întreagă. Te vei uita spre el, dorindu-ți să fie mântuit. Eu deloc sunt din Reghin, județul Mureș. Pe la noi este un obicei și sunt convins că și pe aici. Atunci când moare soțul, soția este îngropată lângă el. Când va muri și ea. De fapt, chiar pe cripta funerară scrie și data nașterii și lasă un loc liber pentru când va muri, da? Să fie îngropată acolo. Imaginați-vă șocul ca în ziua învierii să se deschidă doar jumătate din mormânt și cealaltă jumătate să rămână sigilată. Să-L întreb pe Bunul Dumnezeu, de ce, Doamne? De ce, Doamne? Familia este printre puținele lucruri care încă vor mai avea valoare în ziua învierii. Familia este unul dintre puținele lucruri pe care merită să investești astăzi în perspectiva mântuirii celor dragi ai tăi. Și atunci când deschizi ochii dimineața, de ce oare nu te gândești la mântuirea lor? De atâtea ori ne gândim la confortul financiar pe care să-l aibă copiii noștri, muncind de dimineața până seara și știți pentru cine muncim? Să ne răspundă copiii. Ce le spunem de fiecare dată? Pentru tine plec de dimineața până seara. Pentru tine. Și cresc mari și pierdem. Și ne mirăm de ce? Și ne punem pe genunchi și ne rugăm și întrebăm, Doamne, de ce? Dar nu se poate. Prin natura meseriei am văzut mulți oameni pe patul de moarte. Mai mulți oameni decât mi-aș fi dorit. Care mă chemau înainte de a muri și ziceau, frate pastor, vreau să-ți mai spun câteva lucruri. Nu am văzut pe nimeni pe patul de moarte regretând că nu am mâncat un anumit fel de mâncare. Pe nimeni nu am văzut.
Dar am văzut suficient oameni alergând de dimineața până seara doar să fie stomacul plin. Doar să... Dacă era vorba de mâncare undeva, unde? Să vadă ce și... Am văzut destui făcând lucrul acesta. N-am văzut pe nimeni pe patul de moarte regretând că nu a mâncat un anumit fel de mâncare. Dar am văzut destui copii care stăteau cu bobul de strugure la gura părintelui zicând: Tată, hai te rog eu, mănâncă și pe ăsta, hai te rog că știu că îți plac atât de mult. Regretând că de-a lungul vieții n-au stat suficient lângă ei. Că și-au văzut de toate lucrurile de pe pământul acesta. Dar neocupându-se de cei dragi din casa lor, nu am văzut pe nimeni pe patul de moarte regretând că nu s-a îmbrăcat cu un anumit fel de haine. Dar am văzut suficiente persoane alergând de dimineața până seara doar să caute hainele cele la haina modă. În ziua învierii, singura haină va mai avea preț. Haina neprihănirii Domnului Iisus Hristos pe care ne-o va da. Dacă pentru ea nu alergăm astăzi, atunci de ce? Nu am văzut pe nimeni pe patul de moarte, regretând că nu a stat mai mult timp la lucru. Spunând: frate, dacă aș lua-o de la capăt, atât aș lucra. Nu ce am lucrat, aș lucra. Pe nimeni n-am văzut. Ba din contră, pe prea mulți am văzut spunând: frate, dacă aș lua-o de la capăt, n-aș mai munci atât. Și din păcate, prea adesea, doar ca să aibă o bunăstare, cel de lângă noi sacrificăm și lucrul acesta. Imaginați-vă șocul ca în ziua învierii să nu-ți vezi pe cel drag lângă tine. Să nu-ți vezi copilul în care ai investit atât de mult timp. Ai investit să-i faci o casă. Ai investit să-i faci o carieră. Ai investit cine știe cât de mult și în ziua învierii, pentru că ai uitat să investești în mântuirea lui, l-ai pierdut. Fraților, dacă merită ceva, investiți în copiii dumneavoastră, dar investiți în mântuirea lor. Prea mulți părinți văd regretând, spunându-mi: frate, ce să mai fac? Ce să mai fac să-l aduc la biserică? A fost mic și am crezut că lucrurile merg de la sine. Nici nu știam ce studiu are, nu mă interesa. Îl vedeam cu studiu în față, credeam că îl învață. Poate îl învăța, poate nu îl învăța. Nu mă interesau lucrurile astea. Credeam că merg de la sine, că va fi un moment în care se va boteza. Că... Și l-am pierdut, frate. Ce să mă fac? Dimineața când deschideți ochii, investiți în copiii dumneavoastră. Ca să nu regretați în ziua învierii că nu sunt lângă dumneavoastră. Și nu investiți bani. Nu investiți. Vă spun un lucru. Oricât de frumoasă ar fi casa pe care o să o faceți copiilor dumneavoastră, dar oricât de frumoasă ar fi, nici măcar nu o să fie așa la 50% din frumusețea casei pe care o pregătește Dumnezeu pentru copiii dumneavoastră. Dacă îi învățați să fie credincioși. Dacă îi ajutați să fie credincioși. Dacă familia dumneavoastră nu e aici, dacă familia dumneavoastră nu e în biserică, atunci aveți motive serioase de rugăciune, nu doar în fiecare dimineață. Și avem motive serioase de rugăciune. Ori de câte ori Matei, capitolul 6, vorbește despre un text pe care îl cunoaștem atât de bine și l-am auzit de multe ori spus. Matei, capitolul 6, și de aici începând cu versetul 31. Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Știți ce? Care este mesajul principal care ni se spune aici? Caută împărăția lui Dumnezeu. Asta să fie primul lucru care l-ai în plan. Dimineața când îți deschizi ochii, caută împărăția lui Dumnezeu. Mai presus decât orice, caută împărăția lui Dumnezeu și mântuirea celor dragi ai tăi.
umblă după lucrurile acestea și știți de când? De când se căutăm împărăția lui Dumnezeu? De acum. De acum. Doar din ziua învierii. Să nu vină momentul în care să regretăm că am umblat după lucrurile de jos. Și să fie prea târziu. La un moment dat, Toma, în cartea lui Ioan, capitolul 11, cu versetul 16, spunea următorul lucru. Domnul Iisus vroia să se îndrepte spre Ierusalim, le spunea ucenicilor care urma să fie soarta lui acolo. Și în Ioan, capitolul 11, cu versetul 16, spune felul următor. Atunci Toma a zis celorlalți ucenici, haidem să mergem și noi să murim cu El. La momentul acela, Toma simțea, chiar dacă după aceea lucrurile au stat altfel, la momentul acela simțea că fără de Iisus viața nu are rost, că dacă Iisus moare, și El poate să moară. Știți de ce? Pentru că simțea pe Iisus ca unul care făcea parte din familia Lui. Dacă în ziua Învierii vei căuta doar pe cei dragi ai tăi și nu-L vei căuta pe Iisus ca fiind unul dintre cei dragi din familia ta, atunci înseamnă că tu astăzi n-ai simțit că El face parte din familia ta. Dacă dimineața când te trezești, tu întrebi ce face copilul, tu întrebi cum a dormit, dar tu cu Dumnezeu nu povestești, nu-L iei cu tine pe parcursul întregii zile, înseamnă că tu n-ai simțit că El e parte din familia ta, că n-ai avut nevoie de El. Cum te aștepți? Ca tu să n-ai timp de Mântuitorul, dar El să aibă timp pentru tine acum să-ți facă o casă. Tu să investești în lucrurile tale de pe pământ, să-ți faci rostul aici, să-ți faci tot ceea ce trebuie și în cerul El să se ocupe de viitorul tău acolo. Aia e datoria Lui. Își dorește și își dorește atât de mult să fii mântuit. Dar arată-L că vrei. Caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Caută mai întâi mântuirea celor dragi ai tăi, a ta, propovăduirea Evangheliei. În ziua Învierii, unul dintre cei pe care trebuie să-i căutăm a fi și Domnul Iisus Hristos. Am uitat peste un studiu care vorbea despre regretele pe care le au oamenii înainte de a muri. Și primele trei regrete care se regăseau la mare parte dintre cei care au murit sunt următoarele. Unul dintre ele este, am trăit ceea ce alții așteptau de la mine, nu ceea ce am fost eu. Am trăit ceea ce alții așteptau de la mine, nu ceea ce am fost eu. Să vă exemplific puțin. În urmă cu câțiva ani, cred că să fie vreo 10 ani, în nou Săsesc, aproape de Sighișoara, a vrut să se boteze un om trecut de 100 de ani. Avea 101 ani. A apărut și în curierul acesta. Și cunoscătorul acum mai bine. Domnul acesta le-a zis copiilor că vrea să se boteze. Copiii au zis, tată, stai liniște. Stai liniște. La vârsta ta, apar unele probleme și de asta probabil trebuie să te botezi. Și omul acesta l-a chemat pe pastor și a zis că nu se mai botează. Și după ce pastorul a plecat, omul a început să plângă și a plâns o zi. Și a plâns a doua zi. Și a început să plângă și a treia zi. Și când au văzut copiii, au zis, tată, noi n-am crezut că e așa de important pentru tine să te botezi. N-am știu ce. Dar dacă e așa de important pentru tine, du-te și botează-te, nu vrei să te supărăm. Și zicea omul acesta, eram pe calea de a face ceva ce nu mi-aș fi dorit, doar ca să nu supăr familia. Și de multe ori facem unele lucruri doar ca să nu supărăm pe unul sau pe altul, dar noi suntem cu totul alții. Un alt regret, îmi doresc să nu fi muncit atât de mult. Asta e un regret de asemenea foarte des întâlnit. Foarte des întâlnit. Era un om pe patul de moarte, în spitalul din Sighetul Marmației. Înainte să fiu la conferință, a fost pastor în Sighet. Omul acesta era de pe sat. Și când m-am dus la el, mi-a zis următorul lucru. Frate, roagă-te pentru mine. Avea metastază la cancer, tot corpul, inima slăbită, ar fi trebuit operație de inimă, medicii au spus, nu-l mai operăm, n-are niciun rost. Frate, roagă-te pentru mine, dar nu te ruga dacă e voia lui Dumnezeu să mă fac. Roagă-te să mă fac bine. Că eu dacă mă fac bine, promit în fața lui Dumnezeu.
că 8 ore pe zi o să lucrez pentru Dumnezeu. 8 ore pe zi o să lucrez. Nu trebuie niciun salariu. Nimic. Pe gratis lucrez 8 ore pe zi. Am murit și n-am avut ocazia să facă lucrul acesta. Dar mă întreb. De ce oare să așteptăm până suntem slabi și nu mai suntem în stare de nimic și atunci să-i promitem lui Dumnezeu orice? De ce să trecem prin astfel de situații și atunci zicem, Doamne, dacă acum, acum, Doamne, o să caut împărăția cerurilor, nu? Și cel mai des întâlnit regret este următorul. Mi-aș fi dorit să fi păstrat contactul cu familia și cu prietenii. Oameni care s-au certat cu frați, cu surori, cu copii, să mai vină pe la mine un pic. Roagă-te, îmi spunea un frate. Frate, roagă-te, nu, eu vreau să mai trăiesc două zile atât, până vine copilul acasă. O zi o face pe drum, o zi aici, să mai petrec o zi cu el atât, frate. După aceea pot să mor. Vrem să deschidem Sfânta Scriptură în cartea lui Luca și aici de la capitolul 7. Începând cu versetul 1, spune următorul lucru. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și norod mult. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui care era văduvă, și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis, tinerelule, scoală-te, îți spun. Mortul a așezut în capul oaselor și a început să vorbească. A fost la dat înapoi maicii lui. Toți au fost cuprinși de frică, slăbeau pe Domnul și ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Vestea aceasta despre Iisus a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile. E o minune sau nu e o minune? Ce s-a întâmplat aici? E o minune? E o minune mare? Eu cred că dacă în Baia Mare s-ar întâmpla o asemenea minune, ar fi plin de televiziuni pe aici. Oameni care ar crede, care n-ar crede, care ar întreba dacă e drept, dacă nu e drept. E o mare minune. Când a trecut Iisus pe acolo și a văzut durerea acestei femei, n-a stat indiferent. Mamelor, dacă plângeți pentru copiii dumneavoastră, fiți siguri că Iisus nu stă indiferent. Taților, dacă plângeți pentru copiii dumneavoastră, nu stă indiferent. Poate mai mult decât vă doriți voi să fie mântuiți, își dorește Domnul Iisus. Pentru că era și murit pentru ei. Dar nu-i suficient doar să vă doriți. Fugați-vă pentru ei. Arătați-le că vă pasă. Rugați-vă cu voce tare să știe că v-ați rugat pentru ei. Să știe că v-ați rugat pentru ei. Și nu cădeți dezamăciți niciodată. Era trecut de 80 de ani. Un membru într-o biserică de-a mea. Porecla lui al pocăit. L-am întrebat de ce are porecla aceasta al pocăit. Îmi zicea, aici în sat, tatăl meu a fost primul pocăit. Și toată familia a primit numele asta. Am crescut toți copiii și niciunul nu a mai venit la biserică. Toată familia i-a pocăit, dar nimeni nu e pocăit dintre noi. Și se ruga mama și se ruga tata pentru noi. Și auzeam seara când se rugau, investeau noi și nouă mi-a păsat. Și după ce a murit și mama și tata la vreo 2 ani, am început să vin și eu la biserică. Datorită rugăciunilor lor. Mi-aș dori atât de mult să mă vadă aici în biserică. Știu că nu se poate, dar acolo în cerul o să le mulțumesc că s-au rugat pentru mine. Nu vă opriți din a vă ruga pentru copiii dumneavoastră. Bunul Dumnezeu poate face o minune astăzi pentru copiii dumneavoastră. Dacă îți dorești atât de mult să vii de mână cu soțul tău la biserică, când vezi atâtea familii care vin împreună și ți-ai dorit și tu atât de mult să te întorci acasă și iară să strige soțul sau să stai gândită la biserică pe cum întorc el pia sau e tria sau cum e. Dacă ți-ai dorit atât de mult, pune-te și roagă-te pentru el. Dar trăiește ca și cum mântuirea lui ar conta cel mai mult. Nu acapararea lucrurilor financiare. Cerul întreg se bucură pentru tine.
cerul te vrea să se bucure pentru tine. Dacă merită să investești în ceva. Investește în lucruri care vor avea valoare. Amin. Amin. În numele Domnului Hristos Hristos, să încheiem serviciul în cântarea 671. Eternitatea și nu pe veșnicie. De aceea, Doamne,
fără conștiință de faptul că suntem trecători și că timpul cercetării noastre este scurt. Ajută-ne pe fiecare dintre noi să cunoaștem acest timp și să-l folosim spre slava numelui Tău, făcând alegeri bune pentru viața noastră și a familiei noastre. Iar acum, la despărțire, Doamne, dorim ca binecuvântarea Ta să fie peste fiecare participant. Duhul păcii Tale să sălășluiască asupra noastră și să plecăm de aici plin de bucuria mântuirii Tale. Amin. În numele Domnului Iisus am rostit aceste rugăciuni. Amin. Amin.